Trebuie făcut pentru a obține mereu hrana asta, suportul, sprijinul. Și cu cât citești texte mai inspirate, texte mai elevate, cu atât obții sprijin mai puternic. De asta e bine să nu te apuci să citești orice de dragul de a citi, ci ceva care trebuie neapărat. Și pentru asta te duci la specialiști și îi întrebi care ar fi cele mai importante 10 texte, 20 din lume, care trebuie citit. Când e vorba de cunoaștere de sine. Da? Și eu am indicat o listă, o să mai scot la imprimantă și chiar o să vă dau iar să vedeți care ar fi cele mai importante texte, ca să nu mai mergeți pe, așa la stânga și la dreapta și în sus și în jos. Carla de Mătrescu e undeva pe la numărul 1000. Oșo? Oșo? Sau nu Oșo? Moșo. Nu, deci n-a. Oșo a scris și-a dat cu părerea despre tot. Orice. Dar nu... E un guru care a trăit în secolul trecut și care a avut foarte mulți adepți. Dar nu poți să compari învățătura din cărțile lui Osho cu învățătura clasică din Advaita Vedanta. Deci sunt, în primul rând, Upanishadele care au autoritate maximă. Înainte de orice, în Advaita, numai Upanishadele au autoritatea supremă, pentru că ele sunt parte din Vede. Iar Vedele sunt texte revelate fără autori. Deci nu au autor. Autorul e exact Dumnezeu. Da? Ișoara. El le-a revelat umanității prin alți indivizi, prin rishi. Dar acei rishi nu au adăugat nimic. Ei ce au simțit, așa au memorat. Era un fel de casetofon care registra și după aia le transmitea discipolilor de la gură la ureche. Nu s-a scris niciodată în trecut. Nu există scriere și aceste lucruri nu trebuie puse pe hârtie, pe papir sau pe altceva, ci doar memorate. În India există tradiția asta a memorării vedelor. Și cei care l-au primit, deci le-au memorat și le-au dat mai departe. Numai așa. Da? Acum 1500 de ani, așa să zicem, au apărut și în formă scris. Ceea ce a însemnat o denaturare, o cădere la nivelul cuvântului scris. Dar, totuși a fost vorba, încă s-a răspândit și mai multă lume poate să citească în ziua de azi Upanishadele, așa, la liber. Nu trebuie decât să le cumperi sau să le downloadezi gratis pe internet. În trecut nu era posibil asta, deci cunoașterea asta de sine, despre sine, nu era chiar disponibilă oricui. Acum există. Și totuși, fără efect. Deci, Ișoara știa el ce știa, când le-a dat doar așa, pentru memorat. Știa ce. Fiecare o să afle la momentul care trebuie, când o să vreau eu. Putem să le facem și obligatoriu. La școală tot nu se va ajunge pe departe. Deci, Upanishadele ar fi, dintre ele, eu am inclus la 6, ar zice lista asta. Și pe urmă ar fi încă 14 texte care nu țin de Shruti. Shruti înseamnă texte revelate și fără autor. Adică vedele. Upanishadele sunt parte din vede. Deci, celelalte 14 au autoritate inferioară. Sunt mai puțin autoritare decât Upanishadele. Dar totuși merg în aceeași linie cu Upanishadele și nu le contrazic în niciun fel. Pentru că dacă le-ar contrazice, atunci nu ar fi pe lista asta. Și n-ar avea nicio rolă în tradiția respectivă. În Advaita, în principiu, regula e, un text este important și e acceptat dacă nu contrazice vedele sau Upanishadele. Deci celelalte texte ar fi Bhagavad Gita, Brahma Sutra și alte ghite. Ashtavakra Gita, Avadhuta Gita, Rigu Gita,
care sunt extrem, mult mai celelalte Gita de care am spus sunt mult mai radical decât Bhagavad Gita. Bhagavad Gita este bună, dar totuși e foarte mult literatură. E pentru începători. Da. Cam ce vechineau textele astea, Anjati? Textele au... De vedere, mă rog, estimate, dacă s-au transmis de la... Vedele au apărut în decursul a 1000 de ani. Sunt făcute din 4 secțiuni. Samhitas sunt primele părți, numite Samhita. Secțiunea numărul 2 se numește Vede Brahmana, secțiunea numărul 3 Aranyaka și secțiunea numărul 4 Upanishad. Deci, 4 secțiuni care au apărut, au fost revelate rishilor în decursul 1000 de ani, în principiu. Și încă sunt de actualitate. Încă sunt de actualitate, dar nimic nu se mai adaugă. Deci ce a fost de revelat, s-a revelat, s-a oprit de mult, de multe. Dar ele au apărut în decurs de 1000 de ani, în principiu, mai mult sau mai puțin. Și sunt 4 vede. Fiecare are, e făcută, fiecare vedă e formată din aceste 4 secțiuni. Iar Vedanta înseamnă Vedanta, adică Vedanta. Veda, adică vedele, Anta înseamnă sfârșitul sau concluzia vedelor. Acea secțiune care reprezintă concluzia ultimă, concluzia vedelor. Care e acea secțiune? Upanishadele. Deci Upanishadele înseamnă Vedanta, Vedanta. Vedanta e exact ce discutăm noi aici, anume Advaita Vedanta. Advaita Vedanta are ca texte de bază, în primul rând, și în primul rând, Upanishadele. Și cu celelalte 3 secțiuni ale vedelor inițiale, nu se ocupă deloc. Pur și simplu le ignoră. Pentru că celelalte 3 secțiuni ale vedelor se ocupă, în principiu, 99% dintre învățătura de acolo, are de-a face cu calea, sau cu secțiunea, sau cu aspectul acțiunii. Se numesc Karma Kanda. Kanda înseamnă parte, înseamnă domeniu, da? Domeniul acțiunii. Da? Deci acolo se vorbește mai spiritualistică, fapte, ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci, morală și așa mai departe. În principiu, fapte religioase, acte religioase, ritualuri. Și ce se obține prin acele acte sunt doar vieți în rai, pe care le consumi și după care te întorci înapoi pe pământ. Deci nu există eliberare promovată de acele 3 secțiuni inițiale ale vedelor. Eliberarea finală este promovată și propovăduită așa numai în secțiunea numărul 4 din fiecare vede, anume Upanishad. Deci de asta Vedanta e bazată numai pe Upanishad. Pentru că nu are nimic de a face cu acțiunea. Există mare aversiune împotriva acțiunii în Advaita, deci nu e acțiunea, nu își găsește loc în Advaita Vedanta, ci doar cunoaștere. Calea asta, secțiunea asta sau domeniul ăsta s-a numit Gyana Kanda, care este opus domeniului numit Karma Kanda. Da? Deci, cele 3 secțiuni inițiale din vede se ocupă cu acțiunea. Ultima secțiune din vede, Upanishadele, se ocupă nu în principiu, ci tot secundar, așa, pe plan secundar, se ocupă cu Gyana Kanda. Dar diferit este că totul se ocupă cu Gyana Kanda. Să nu credeți acum că în Upanishade se discută mai mult despre cunoaștere. Nu. Ce invers. Se discută mai mult despre acțiune totuși.